Bună seara, urmăriți Politică cu Natalia Morare. Așadar, după publicarea raportului Kroll, omul de afaceri Elon Shor a fost pus sub arest la domiciliu. Justiția își face treabă sau e un nou show de artificii? Discutăm astăzi cu invitații mei. Eu îi salut în studio pe Pavel Mândrigan, politolog, avocat. Bună seara, bine ați venit. Ion Dron, președintele Asociației Justiție și Dreptate. Bună seara, bine ați venit. Bine l-am găsit, bună seara. Dionis Cenușa, analist politic. Bună seara, bine ați venit. Și Arcadie Barbaroșă, director executiv Institutul de Politici Publice. De mult n-ați fost la noi, domnule Barbaroșă. Păi, Natalia, evitați să ne vedem. Da, și nu mă dau. Bine, să începem cu reportajul. Prin țară. Am înțeles. Bine, să începem cu reportajul și după aceasta discutăm. Potrivit șefului direcției urmărire penală a CNA, Bogdan Zumbreanu, decizia emisă de judecătoria Buicani va fi contestată la Curtea de Apel. Până atunci, Shor are interdicție de a părăsi domiciliul. Astăzi, bănuitul Elon Shor a fost citat la sediul Centrului Național Anticorupție. În privința lui a fost dispusă reținerea acesteia. După ce dumnealui a fost reținut, i s-a înaintat ordonanța de punere sub învinuire și procurorii au solicitat de la judecătorul de instrucție arestarea lui pe termen 30 de zile. Instanța de judecată a admis parțial demersul procurorului și a dispus arestarea la domiciliu a persoanei. Este o măsură preventivă care a considerat-o necesară a fi aplicată instanța. După decizia judecătorilor de instrucție, Elon Shor nu are dreptul să părăsească locul de la domiciliu, este restricționat în comunicare și este obligat să răspundă apelurilor ofițerilor CNA. Orice încălcare duce la posibilitatea schimbării măsurii preventive. Potrivit procurorilor anticorupției, Elon Shor este învinuit de gestionare frauduloasă a banilor de la Banca de Economii în perioada noiembrie 2014. Ei cer ca omul de afaceri să fie arestat în izolator. Vreau să reiterez asupra faptului că anume înaintarea demersului către judecătoria Buicani privind aplicarea măsurii preventive față de învinuitul Shor a fost o decizie ca urmare a atribuirii acestuia calității procesoare de învinuit și sub nicio formă, vreau să reiterez, nu are nicio tangență raportul Kroll sau concluziile acestuia. Nemulțumiți de activitatea Centrului Național Anticorupție, un grup de persoane a ieșit la protest în fața instituției. Oamenii afirmă că ofițerii trebuie să lupte cu corupția. Dorim ca aceste instituții, aceste organe de drept să-și îndeplinească atribuțiile sale, să ia măsuri la ceea ce se întâmplă, toate delapidările care, și toate fără de legile care se întâmplă în țara noastră. Am venit să-i trezim din somnul cel de moarte pe această instituție și să le reamintim că trebuie să lupte cu corupția cea adevărată și nu cu mărunțișuri precum medicii sau profesori. Elon Shor a mai fost interogat de către ofițerii CNA pe 6 februarie. Ulterior însă a fost eliberat. Tot astăzi expiră și terminul pentru alte 6 persoane bănuite în dosarul Băncii de Economii. Bine, da. Pentru că lumea îmi spune că eu prea des mă duc aminte de Amir Birk și Grigor Ciuc, care au stat 5 luni de zile în arest, în izolator, după care au fost transferați în arest în domiciliu. Eu îmi voi aduce minte de mai mulți medici care recent, inclusiv fostul ministru al sănătății, care recent au fost arestați, stau acum în izolator, pentru că au prejudiciat statul cu o sumă de aproximativ 1,5 milioane de lei. Aici e vorba de o schemă de aproape $1 miliard. Și omul este lăsat sub arest la domiciliu. Eu, sincer, nu cred că noi trebuie să-i băgăm pe toți în izolator, dimpotrivă. Dar totuși, e o justiție selectivă sau ce se întâmplă, domnule Dron? De fapt, asistăm la un spectacol de prost gust cu reținerea și arestarea lui Elon Shor. Astăzi am fost într-un studio de radio, la Radio Național, și a avut o intervenție telefonică domnul Sergiu Mocanu, care a avut o observație foarte relevantă. A spus, eram în studio și zice, întrebați-l pe domnul Drum și vă spune că rare ori se întâmplă când o persoană din incinta poliției este dus direct la judecătorul de instrucție. Atenție, acest om nu a stat nicio oră în izolatorul de reținere, pe când toți și 99,9% persoane sunt reținute. Sunt ținute acolo aproape 72 de ore în condițiile ele umilitoare pentru a-l coborâ cu picioarele pe pământ, pentru a-l face mai maleabil și apoi dus în fața judecătorului, pe când acest tip nici un minut n-a stat în izolator, a fost dus acasă la masă unde stă acum cu caviar și cu whisky. Și cel mai important,
El este bănuit de delapidare de bani, eu nu știu acolo, spălare de bani. El stă astăzi acasă, în fața calculatorului, iar noi căutăm banii offshore. Adică, el are toate posibilitățile să influențeze mersul anchetei sau mai bine zis să facă în așa fel ca noi niciodată să nu putem recupera acești bani. Bine, potrivit condițiilor din arest la domiciliu, nu are dreptul să se folosească nici de calculator, nici să aibă acces la internet. Foarte bună relevanță. Dar soția de alături are voie sau nu are voie? Are. Atunci, dacă eu îi scriu pe hârtie soție, numărul contului accesează acolo, cine mă verifică fică la ora 24:00. Nu știu. Și ați vorbit de selectiv. Trebuie să existe un echilibru oarecare atunci când acționează. De fapt, CNA astăzi ne-a demonstrat că acționează după reflexe politice și la indicație. Altfel nu poate merge. Nu e nicio problemă, domnul Șor, să se afle în arestul domiciliu. Nicio problemă. Dar atunci, nu vreau de ce alți medici? De ce Grigoriciu aici vreau să închei. Să nu privatizez spațiul astăzi. Eu nu vreau să stea el în celulă. Dar de ce sunt tratați ceilalți în felul ăsta. Amăriții aia de la Antifa meritau ei să stea 5 luni de zile acolo. Ce pericol prezentau ei dacă stăteau la domiciliu? Ministrul Sănătății, care a suferit o intervenție chirurgicală la cord, destul de complicată. Care este pericolul ca această persoană să stea la domiciliu pe când toate probele nu sunt decât intercepțiile telefonice și concluziile de expertiză financiară? Nu mai poate interveni prin nimic. Stă Moscalu, acea persoană care stă într-un apartament cu 3 camere, ce pericol prezintă el că stă arestat la domiciliu și nu poate merge la serviciu, că este cardiochirurg, oamenii au nevoie, cineva să le facă operații. Și mai apoi, noi vorbim de persoane care sunt bănuite, mai apoi dacă le dai pedeapsă să-și spășească pedeapsa care o merită. Domnul Borboșa, totuși, faptul că a fost pus în arest, sub arest la domiciliu, vă ridică semne de întrebare sau nu? Nu, mie îmi ridic semne de întrebare altceva. Ce anume? Eu așa stau și mă gândesc, să mă imaginez că eu am furat 1 miliard de euro. Măcar vă imaginați cum arată 1 miliard de euro? Nu, nu e ca și volum, nu știu că. Ca să înțeleg, că ne aflăm în acest studio, cam cât spațiu? Nu știu, asta e 10 lăptirea a 9, da? Nu știu cât spațiu era 1 miliard. Probabil depinde de bancnote, dacă le pui de cât e 1 euro, este una sau de 5 euro. Deci altceva, iată, am furat 1 miliard de euro. Banii am scos undeva în companii care nu sunt aici. Sunt în zone offshore în general, este ca destul de greu de urmărit. Eu stau liniștit acasă, gălăgia este mare, vine o companie internațională care investigează cazul, eu îi dau toate actele de la bancă, drept cu o parte din acte și îți le dau foc. Dar stau liniștit acasă, nu mă duc nicăieri, când aș putea foarte bine să dispar. Pur și simplu să dispar cu 1 miliard de euro. Căutați-mă, că nu mă găsiți. Este altceva, spun ăștia internaționale că urmele rămân, oricum, peste tot și poate fi trasat. Dar cel puțin, lasă aici avocatul și lasă el să descurce. Nu, eu stau liniștit aici, băieți ăștia vin, deși știu că aș putea fi învinuit, deși absolut sigur, domnul Șor, a citit raportul Kroll. Eu sunt absolut sigur, l-a citit chiar înainte de a fi publicat el. Înseamnă că nu se temea de nimic? Sau ce vreți să spuneți? Eu mă întreb. Ce aș fi făcut eu? De el stă liniștit aici, fiind învinuit de un furt de 1 miliard de euro. Acolo furul găină și de la pușcărie. Ce înseamnă asta? Eu pot doar emite câteva ipoteze. Vă rog să le emiteți acum. Să încercăm. Fie eu nu am furat banice. Eu în general nu am furat banice. Nu a existat un furt. Doi. Tot ce s-a făcut... Există și o asemenea ipoteză, apropo, că banii n-au ieșit din țară. Eu mă întreb. De fapt, a fost doar un joc la contabilitate. Da, este New York City Bank, cum îi spune, Merrill Lynch, așa a expus și ipoteza aceea, că banii nu au fost scoși. Da, pentru că există SWIFT-uri și dacă n-au existat, înseamnă că n-au ieșit bani din țară. Și prea repede pentru o sumă atât de mare. Tot ce s-a făcut, chiar dacă au fost scoși bani din țară, s-a făcut absolut legal.
Și în orice instanță eu câștig, eu n-am de ce mă teme. Eu am acționat legal, eu nu am furat banii. Sau pot să mai adaug aici ceva? Mai adaugați ipoteze. S-au fost scoși într-o perioadă mai îndelungată de timp și nu în perioada aceea care a fost verificată de către Kroll, de exemplu. De exemplu. Sau da. Mai este o ipoteză, dacă nu te punem pe tine, Ilan, hai te rog, atunci ne dau pe noi jos și atunci cu toții ne ducem 100%. Dar așa este o șansă că noi vom rămâne și tu nu vei face pușcărie până în final. Deci asta este destul de riscant, că, pentru că ar putea exista și posibilitatea, bre, dacă s-a furat milionul ăsta de euro, ăștia o să dea vina pe mine sau dolari? Miliardul. Ziceam eu că nu-mi dau seama ce înseamnă milionul, miliardul, e totul ăla pentru mine. Deci o să dea vina numai pe el și el o să rămână țapi spășitor, ceea ce eu nu cred. Deci sunt o mulțime de întrebări la care eu nu am răspunsuri, dar ceea ce a menționat domnul Drom este, și dumneavoastră ați menționat, este absolut relevant. Este incomensurabilitatea măsurilor luate vis-a-vis de unii și vis-a-vis de alții. Procedurile sunt absolut diferite. Deci asta este important. Deci, dar semnul de întrebare rămân, persistă. Pe mine nu atât mă interesează persoana domnului Șor, cât problemele sistemice care au fost demonstrate prin tot cazul acesta. Vreo două luni în urmă, dacă nu greșesc, a trebuit ca domnul Dodon să iasă în public cu anumite documente, ca peste două zile cinea să percheziționeze oficiul și domiciliul domnului Șor și să-i înainteze statut de bănuit. Da. Asta s-a întâmplat abia după ce domnul Dodon a publicat anumite documente. Acum trebuia să fie publicat raportul Kroll, că domnul Șor să fie arestat, chemat la cinea, arestat și pus sub arest la domiciliu. Eu mă gândesc, organele noastre de drept, fără Kroll și fără Dodon, nu știau nimic ce se întâmplă în sistemul bancar, domnul Medrican. Eu venind la emisiune pe radio am auzit această noutate, că iată a fost arest la domiciliu, dar în data a doua noutate, că doi băieți de la Durlești au furat trei roți de la automobil, au fost operativ depistați și arestați. Și continuă ancheta. E nevoie de statistică, domnule. Zic, când vor organele de drept, pot? Pot. Adică nu mănâncă pâinea degeaba la noi în țară. Acum o să angajeze o companie Kroll ca să vadă câte roți și de unde le-a furat el. Poate nu mai trei roți. Și dacă au fost scoși din țară. M-a amuzat. Și mutate la care mașină. M-a amuzat chestia asta, dar eu aș privi un pic și sub alt aspect. L-au reținut, să zicem astăzi, pe domnul Șor, arest la domiciliu. Dar care au fost motivele? Într-adevăr, după cum a menționat domnul Arcade, el ce a fugit din țară? N-a fugit, da? S-au prezentat careva probe că el influențează asupra anchetei, asupra martorilor, ceva. Care era? Și aici noi venim la o derivată care zice, stați, meeting-ul din 3 mai are o fișcă importantă, anume lupta cu furtul miliardului. Exact. Că iese cu flaguri europene și strigă jos coaliția europeană, parcă nu prea merge. A? Mult nu o să margă în tot cazul, că avem o coaliție pro-europeană. Și atunci se primește un confuz. Alegerile au fost declarate libere și corecte parțial, a venit o coaliție pro-europeană cu o declarație clară pro-europeană și sunt alții tot pro-europeni care vor să-i dea pe pro-europeni jos. Aceasta se numește răzriv formată. Nu, aici unul vrea să alăt. Eu nu nicio contradicție. În Republica Moldova se numește răzriv formată. De fapt, este un lucru normal și firesc. Este un lucru normal. Păi da, dar motivele care, că jumătate de ani au trecut de la alegeri, nu de mult. Deci, de obicei, cei de stângă luptau cu cei de dreaptă sau cei de dreaptă luptau cu cei de stângă. Și pentru prima dată se întâmplă că cei care sunt cu Europa luptă cu cei care se declară pro-europeni. A apărut o fișcă importantă, da, că ăștia stâlharii care sunt la guvernare, vrem capitele lor, da, și i-au numit care, și acest fapt cu furtul miliardului, acum este pe prim plan. Că
nu are țara niciun viitor dacă noi nu stabilim cine e fratul, frat țara, și țara nu are niciun viitor și europenii mai mult nu dau bani, totul e condiționat. Deci urma evident să se iei niște măsuri, să calmeze un pic spiritele, da? Fiindcă dacă era cum unii organizatori că noi vom sta până la urmă, vom pune corturi până nu vor fi demisii concrete și reale, noi nu vom ceda acest impuls al societății civice, civile, prin urmare, zic, stați-o voiți, noi, ancheta merge, măsurile s-au luat, este arestat, totul merge conform legii. Totul merge conform legii. Ne-au permis să dăm drumul la niște aburi. Liniștiți-vă, oameni buni! Noi avem lege în țara aceasta, este arestat, merg ancheta și așa mai departe. Deci, eu văd ce aici. Și doi, după cum domnul Dron a menționat, evident că în afară de acest domn sunt alții și mai importanți. Și ca să nu se margă pe urmele mai profund, a zis, da, luăm unele măsuri acum temporare, calmăm și noi rămânem pe loc. Fiindcă dacă noi cădem, păi cade toată așa mașinăria aceasta și atunci, cum zice, s-au înnecat toți, n-are cine arunca colacul de salvare. Prin urmare, cred că este o chestie de moment. Merge ancheta, cât va merge, nu se știe. Poate să mai fie și alte rețineri, nu exclud, dar evident că trebuie să se calmeze și spiritul în societate cu aceasta trebuie un pic. Merge ancheta, va fi informație, este raportul Kroll parțial, fiindcă aceasta încă nu este probă în cauza penală. Este un studiu, este o expertiză, dacă vreți. Deci asta trebuie să se transforme în probă, într-un dosar penal oarecare. Pe mine mă interesează un lucru. Cine este partea vătămată? Cine a declarat că i-a furat banii? Acționarii băncilor? N-am auzit. Statul? Nici atât. Cine? Riesică pur juridic. Dacă nu, nu, eu îmi pun întrebări pur juridic. Cine a pătimit? În judecată poate fi demonstrat că nimeni n-a pătimit. De ce? Nu, până la judecată e cale lungă. Iată, în proces este bănuitul, învinuitul, ha? Și sunt părțile care au pătimit în urma acestei infracțiuni. Dacă ea este infracțiune, cine? Poate să numească astăzi cine? Statul, băncile concret, acționarii, cine la concret este partea vătămată? Eu până ce n-am auzit. Și ultima, pe mine am menționat, cel mai tare mă miră acțiunile organelor statului, abilitate cu funcții de control și contracarare, începând cu Consiliul Suprem de Securitate, țineți minte câte ședințe, că noi, numai Raider, numai admite, nu știu ce, au trecut toți tac și vedem cum președintele Băncii Naționale zice, dar ce vreți voi? Ce raport? Să e raport privat, noi l-am plătit din banii noștri, o să vrem să vă-l dăm, o să-l dăm, nu o să vrem, nu o să-l dăm. Da? El cred că a uitat că în țara aceasta puterea aparține poporului, care e delegatul la Parlament și altă putere nu poate să fie mai decât puterea poporului. El zice, da, să vreau, să vă dau, nu vreau. Deci, care e aici, cum se zice, contribuția, într-adevăr, de a sluji patriei, a sluji statului. Cel interesant lucru este că Ilan Șor este acuzat de abuz de serviciu soldat cu urmări grave, articolul 355, codul penal. Și asta juriștii deja au spus că acesta riscă până la 6 ani de închisoare, ori o amendă de 40.000 de lei. Ce până la 6 ani, poate fi și 2-3 ani condiționat. Exact, condiționat și 40.000 de lei. Da? Exact. O plătești cash. Da, cash o plătești. Domnul Cenoșă, cum vă pare ce s-a întâmplat astăzi? Organele de drept își fac treabă sau e doar un show de artificii? În general, sunt de acord cu ceea ce s-a spus până acum. Justiția se arată fi fără dinți. Sau își arată dinții doar atunci când cineva o cere. Și înțelegem foarte bine că la moment... Sau cineva fură roți. Sau cineva fură roți. La moment, posibil, pentru că până la urmă nu știm cu siguranță și de aceea e riscant să venim cu ipoteze sigure 100%. Posibil e vorba de un show. Noi știm foarte bine că politicienii iubesc să facă show-uri, în special atunci când sunt sub presiunea masei. Cunoaștem foarte bine ce a fost pe 16 mai. A fost într-adevăr ceva la ce
foarte puțin s-au așteptat, nu s-au gândit că vor ajunge, că oamenii se vor mobiliza în așa fel, fără ca cineva să-i plătească să vină sau să-i amenințe că își vor pierde joburile și așa mai departe. Doi, că acest lucru ați se face... 16 mai, probabil sunteți cu gândul la următorul meeting. Pe 3 mai a avut loc meeting. 3 mai, da, 3 mai. Eu cu gândul la cel... da, eu cu gândul la celălalt, la celălalt, la cealaltă zi, da, într-adevăr. Deși pe 16 mai, din câte observ acum, va avea loc o suprapunere de agende, probabil, pentru că și unioniștii vor să organizeze ceva pe 16 mai, deja depinde, vom vedea, vom trece, vom vedea. Dar oricum, ce a fost pe 3 mai a fost un eveniment important din punctul de vedere al presiunii maselor asupra guvernării pro-europene, așa numite pro-europene. Și alt aspect important este că această înscenare, acest joc show are loc înainte de summitul de la Riga, care va fi la finele lunii mai. Eu am așa o presimțire că lucrurile se vor calma după summitul de la Riga. Sper să nu greșesc, pentru că foarte mult iarăși depinde câte probe vor fi aduse, dacă vor mai fi găsiți alți învinuiți și așa mai departe. Dar eu cred că foarte multe valuri vor fi făcute anume în perioada asta pentru a demonstra europenilor cât de mari luptători suntem noi cu corupția și cu legea, cu oamenii care de fapt care au posibilitatea să influențeze acțiunile instituțiilor care în Republica Moldova sunt capturate. Din păcate, trăim într-un stat unde instituțiile sunt capturate de către oligarhi. Și iarăși nu trebuie să uităm că Șor nu este un simplu cetățean. Da, el la fel este un oligarh ca și Filat sau ca și Plahotniuc. Desigur, ei posibil sunt în competiție cine este mai bogat decât celălalt, dar la sigur ei toți sunt oligarhi. Și aici altă teză. Oare oligarhii s-au înțeles în tot show-ul ăsta sau asistăm la o luptă între titanii oligarhi de pe scena moldovenească? Întrebări interesante la care probabil vom găsi răspunsuri pe parcurs. Faptul că este un joc și acest joc a fost acceptat și de către Șor, este o ipoteză asupra cărei insist și anume pe fundalul faptului că el direct din biroul ofițerului de urmărire penală a fost dus la judecată și apoi la domiciliu. Nici o secundă n-a stat în celulă. Ce practic, eu nu știu, domnule Mitrigan, dacă poate cineva să-mi aducă un exemplu de genul ăsta. E greu. Este reținut, durează, bun, nu de 72 de ore, dar 24, 48, persoana aceea stă în celulă. Jumătate de oră. Nici asta jumătate de oră. Asta mi-e de dreptul să bănuiesc că există o înțelegere și acest spectacol este jucat pe note. Pe lângă faptul că este un spectacol, pe mine tare mă doare următoarea întrebare. De ce în raportul Kroll și pe marginea raportului Kroll în toate discuțiile deloc nu se vorbește despre rolul instituțiilor statului? Foarte mult se vorbește despre rolul lui Ilan Șor sau al grupului, așa numitului grup Șor. Fiindcă întrebarea n-a fost se pusă. Vorbește despre companii și nimeni nu vorbește despre faptul. Unde a fost și ce a făcut BNM? Nu este competența Kroll. În termeni de referință, lucrul ăsta nu a fost scris. Kroll a făcut un audit. Da. Și dar eu nu este presupun nu este competență pentru că n-a fost pusă o asemenea sarcină. Asta nu este competența în general a companiei Kroll. Asta este competență deja a instituțiilor noastre interne. Și dacă ele sunt capturate, compania Kroll a efectuat ceea ce ea poate face și a făcut-o foarte bine. Deși eu cred că și orice companie de audit din Chișinău ar fi făcut lucrul poate la fel de bine. Și fără bani. Nu, fără bani nu ar făcut nimeni. Cu instituțiile statului făceau. Păi eu nu vorbesc de instituții statului, vorbesc de companii de audit, private, care sunt și aici înregistrate în Chișinău, știu, compania Ministrului Economiei, spre exemplu. Pentru că există auditori și contabili foarte buni în Republica Moldova, foarte buni. Deci, nu degeaba ei lucrează și pe multe alte părți în audit internațional. Dar asta este altă întrebare. Ceea ce spun dumneavoastră este o întrebare extrem de pertinentă, dar este un aspect instituțional care și nu este rolul companiei Kroll. Bine, dar ceea ce ține de companie Kroll și BNM, în contribuire. Continuăm noi, ce întrebare dumneavoastră. Da, vă rog. Haideți să continuăm noi.
Deci eu când am pus una din ipoteză și aici chiar mi-a adeverit-o și domnul Mindrigan, una din ipoteze este că de fapt tot a fost făcut absolut legal. A existat asumarea de responsabilitate a guvernului privind garanții. Parlamentul nu a zis căr, a acceptat. Nu a contestat-o. Nu a contestat-o. Deci, Banca Națională a acționat în conformitate cu noua lege. Au fost luate credite garantate de guvern, adică de stat, care, așa cum spune bunul nostru coleg domnul Pățan, este trecut în datoria noastră, publică. Totul legal. De ce? Domnul Șor este foarte liniștit și calm. Deci, eu sunt foarte sceptic dacă vreodată banii ăștia vor fi găsiți, dacă vreodată se va spune tot ce s-a întâmplat. Dar părerea mea este dumneavoastră că vorbiți acum bazându-vă pe ceea ce este scris în raportul Kroll. Dar mai este o întrebare foarte importantă. În raportul Kroll, la început, la mijloc, la sfârșit, peste tot este scris. Acest raport a fost scris în baza documentelor prezentate de către Banca Națională și în baza interviurilor cu reprezentanții administrației speciale, care a fost numit în cele trei bănci, care a fost numită la fel de Banca Națională. Întreb, Banca Națională, fiind singurul regulator de pe piață bancară, este o parte implicată în proces, care are un conflict de interese? Este o instituție care, într-un fel, nu dorește să-și recunoască parte din vină și a dorit înainte ca să vină Kroll în aceste trei bănci să facă totul, ca toate urmele să fie șterse? E o întrebare, nu ipoteză, întrebare. Toate urmele să fie șterse și totul să fie prezentat în așa fel încât doar grupul Șor a fost implicat și nimeni altcineva. Deci, noi continuăm cu această ipoteză și întrebare după o scurtă pauză. Revenim cu dumneavoastră. Eu cer scuze. Rămâneți cu noi. Am revenit în studio, domnul Barbara, și continuăm cu dumneavoastră. Deci, eu vreau să vă atrag atenția asupra unui fapt care, asupra care mi-a tras atenția Alexandru Muravski, nu știu dacă ați văzut dumneavoastră. În raportul Kroll, deci, această afirmație există. Nu s-a prea discutat despre ea. Acțiunile care au fost întreprinse în jurul celor trei bănci seamănă cu acțiuni concertate de preluare a băncilor. Nu de furt din vistieria statului, dar de preluare a băncilor, controlul asupra băncilor. Domnul Muravski afirmă, dacă vrei să preiei controlul asupra băncilor, nu furi din bănci, din contra, aduci bani în bănci, lărgindu-ți pachetul de control, lărgindu-ți numărul de acțiuni pe care le controlezi. Și ce s-a întâmplat? Ați pomenit domnul Petru, de președintele Petru Lucinski. În raport, compania Kroll a pomenit de președintele Lucinski. Păi eu cred că nu domnul președintele Lucinski a fost în situația respectivă. Ce s-a făcut? S-au vândut cumva, nu știu dacă prin borsă, cumva, pachete mici de acțiuni. Până la 5%. Pentru că acesta nu trebuie de înregistrat la BNM. Nu trebuie permisiunea. Da, permisiunea BNM. Până la 5%. Ca după care, așa cum afirmă președintele Lucinski, cineva să vină să cumpere pachetele astea micuțe ca să consolideze pachetul și controlul asupra băncii. Adică, așa înțeleg eu că a afirmat compania Kroll în acest raport. Operațiunile care s-au întâmplat aici și aici, chiar îmi vine să-l cred pe expertul de la New York City Bank, așa mi se pare că se numește Merrill Lynch, care spunea că, de fapt, banii nici nu au ieșit. Undeva sunt pe aici, nu știu unde. Prin credit, eu ce scutăm și nu știu unde. Că nu sunt mare specialist. Dar, încă o dată, acțiunile care s-au întreprins, și asta e o altă ipoteză care mă face să cred că piața bazată și este destul de veridică, bazând în faptul că domnul Șor nu a plecat nicăieri. El are aici, interesul lui e aici, nu sunt companiile cele care sunt prin offshore și nu știu unde. El erau niște actori intermediari, scopul general căruia este să preia controlul asupra acestor trei bănci. Bine, dar banii au plecat cine sau nu au plecat? Eu nu știu. Cine stă în spatele acestui scop mare asupra care a lucrat Șor, este foarte important, pentru că a existat acoperire politic. Guvernul și-a asumat răspunderea pentru niște legi care nu au fost contestate de Parlament. Guvernul a garantat
ajutoare acordate de Banca Națională, în mărimi fabuloase. Parlamentul nu a intervenit nici cum de și putea să o facă. Guvernul și-a asumat răspundere pentru acest pachet de legi, da? Răspundere? Da, da. Ca după... Deci după care el a modificat modalitatea prin care se acordă, se garantează credite sau ajutoare de către Banca Națională. Deci, înseamnă că a existat acoperirea Parlamentului pentru toată această operație. Toată această operațiune. Eu numai așa pot să spun. A guvernării, pentru că totuși au fost implicate și alte instituții ale statului. A factorilor de decizie. Domnul Medrigan spunea numai ce criticându-l pe guvernatorul Drăguțan, care a venit în Parlament, spune, eu am comandat raportul, vreau-l public, nu vreau-l public, deși plătit pe banii publici. În Parlament. Astea sunt banii noștri, noi suntem autoritate autonomă, nu de stat. Ok. Deci, totuși, dacă Parlamentul ar fi intervenit, în orice moment putea să intervenim, în multe momente, și a fost sesizat și Parlamentul, a fost sesizat și președinția, a fost sesizat la un moment dat, președintele putea să oprească pachetul acela de legi despre care, asupra căruia și-a asumat rezultatea guvernului. Putea sau nu? A promulgat legislația. Deci există o mulțime de întrebări aici. Deci eu zic încă o dată, este important de văzut cine stă în spatele domnului Ilan Șor și a echipei care în mod coordonat vrea să preia controlul asupra acestor trei băci. Mai există o întrebare. Ceea ce ni se prezintă acum ca un marele furt din raportul Kroll se vede că a fost cunoscut de către cei din Banca Națională de, nu știu, din 2010 încoace a fost monitorizat așa numitul grup al companiilor Shore. Dacă se știa, dacă se monitoriza, de ce nimeni n-a intervenit? Domnul moderator. Și trebuia să ajungem să discutăm acum cum s-a furat un milion. Domnul moderator, eu cu un an în urmă, bun amic de-a meu îmi spune, Ioane, dacă ai cumva conturi în bancă, la Banca Socială, la Banca de Economii și încă o bancă, mi-a numit, retrageți banii de acolo. Zic, n-am niciun cont, zic, dar ce se întâmplă? Păi, Șor scoate cash lunar de 200 de milioane. Băncile cele e o gaură acolo, nu le poate. Cu ce se va termina asta? Nu știu. Vezi, dacă ai, eu, la colț de stradă, care nu am conturi în bancă, știu că Șor scoate lichidități, Banca Națională nu știe. Cum naiba? Știm. Știi și Banca Națională. De aici sunt toți complici. Este o schemă sau națională sau transfrontalieră. Este o întrebare la care nici acest raport Kroll nu ne-a răspuns. Și de aia eu dau 2 bani pe el. Fiindcă nu mi-a răspuns. Este o schemă aici în interiorul țării sau este una transfrontalieră? Iată, dacă răspunde la această întrebare, atunci poate deschideam și avem și mai multe ipoteze. Și de acolo poate găseam de ce stai atât de liniștit, domnul Șor. Noi în sistemul bancar în toate țările vedem că acolo pe departe nu e curat. În toate băncile lumii fac tranzacții, îi penalizează și așa mai departe, și în Statele Unite și europene și așa mai departe. În sistemul bancar sunt probleme. Însă revin la ideea dumneavoastră. Aici eu sunt de acord cu dumneavoastră. Cum spunea Marx, în 300 de procente calcă, profit. Da, da. Dar uitați-vă, aveți o ipoteză că cineva vroia să preia controlul asupra băncii. Unii banc, Banca Socială și banc, ele deja sunt bănci private. Banca de Economie? Unii banc, în primul rând. Banca de Economie, ok. Da. Și acționarul majoritar deja nu mai este cineva din Republica Moldova, este cineva de pe, în sistemul bancar cunosc. Banca Socială. Bun, în Banca de Economii a rămas statul un pic după emisia suplimentară și pe urmă chipurile Curtea Supremă de Justiție, chipurile, da? Da. Și pe urmă chipurile Curtea Supremă de Justiție la solicitarea a câțărva acționar 0,0 nu știu cât, da? A întors sau a luat decizia de a întoarce, care până astăzi ea nu poate fi executată. Nu se pune întreba, da, nu știi cum. Prin urmare, a rămas de facto că statul nu deține aici pachetul de control. Prin urmare, deja până la aceasta, până la 26-27 noiembrie, eu cred că aici e legat și cu alegerile din 30 noiembrie, evident, avdrug, da? Am făcut-o și pe urmă fumăm 4 ani de zile. Nu este exclus. De ce? N-ajung de alegeri. După sondaje, știți cum erau. Prin urmare,
cineva deja controla aceste bănci. Statul nu era nicăieri, nu deținea pachetul de control. Prin urmare, care era așa mare grama cu aceste mici pachete și așa mai departe, când ele deja, ceva mai înainte, cum a menționat colegii, 2010, țineți minte, și cu Victoria Bank au fost probleme, așa câte aproape 5%. Da. Deci asta la noi, Moldova, de mult era poligonul ăsta. Și banchirii între dinși, știți că cum îi zice, banchirul care împușcat a fost fugit în Londra, am uitat... Gorbunțov. Deci, de mult se mergea lupta aceasta între bănci și așa mai departe. Este la noi ca un poligon. Parcă organele de forță, organele de control, parcă nici nu există. Eu de mult m-am expus că ei vin aici și fac ce vor, fiindcă la noi organele nu lucrează. Instituțiile sunt slabe. Bine, dar domnule Mitrica, dar pe timpul când era Talmaci, eu cer scuze, dar pe timpul când era Talmaci, tot au avut loc încercări de a prelua bănci și de a face cu raiduri. Reușite? Odată mă duc aminte. Un. Care? N-a fost reușită. Investival Bank, asta n-a fost. Amintiți-vă cum a preluat domnul Plahotniuc Victoria Bank. Nu știți cum, acum exact sub 5%. Acum a fost făcut o ofertă la care nu se putea de renunțat. Păi, era coordonat, evident. Când oferta se face cu pistolul la cap, nu prea poți renunța. Dar în rest, nu prea mă duc aminte de atacul Raider să se întâmple așa de des. A fost un exemplu clasic de preluare ilicită și în fond de acțiuni concertate, adică ilegale, a unei bănci. Câteva pachete sub 5% cumpărate de companii controlate de o singură persoană, după care au vândut unei singure persoane. Exact așa cum presupune Kroll că se întâmplă cu aceste trei bănci. În același timp, dacă legea permite, ce să faci? Pentru că oamenii de afaceri... Nu, legea nu permite. Legea nu permite. Legea scrie, sunt interzise acțiuni concertate, dar trebuie să demonstrez că sunt concertate, că dintr-un singur centru. Și demonstrația este simplă, dacă după ce au fost realizate vânzările unei singure persoane, se concentrează. E clar, este concentrare ilicită. Ca să, domnule Trigan, ca să spun dumneavoastră, eu nu știu cine controlează astea trei bănci acum. Noi spuneți că ele deja sunt controlate. Unii bani, ceea ce rezultă, evident. Ceea ce rezultă din raportul Kroll este de fapt că lupta continuă. Întrebarea este, unu, de ce s-a amestecat statul în lupta asta? Prin Banca Națională, prin Guvern și Parlament, și doi, cine stă de fapt în spate. Au fost mai multe ipoteze și eu personal am zis, și nu de atât că sunt bancar, dar din alte considerente de securitate, că sistemul bancar tinde să fie preluat de persoane controlate de Kremlin. Exemplu, Moldincom Bank și exemplu... Mircislav Platon. Da, exemplu este... Agroim Bank. Și Bank, intențiile da. De a prelua și Victoria Bank și Agroim Bank, nu știu ce. Nu se știe ce, da, nu se știe da, ce e cu Victoria Bank, pentru că se spune că a vândut scopul, cota sa, dar... clar, controlul tuturor sistemului financiar bancar de Kremlin pentru a destabiliza situația. Asta este o altă ipoteză. O ipoteză, băieții politicienii actuali încearcă să-și asigure un viitor simplu după pierderea legilor și aici sunt complet de acord cu asta. Bine, dar eu sau revin... Sau poate vor să asigure bani pentru 4-5 scrutinii electorale înainte. Eu revin la întrebare. Totuși, raportul Kroll a fost comandat de către Banca Națională. Banca Națională care timp de 5 ani cât pe piața bancară a avut loc diferite. Eu îmi amintesc că de fapt au fost declarațiile premierul Leancă privind... Da, dar oricum, a comandat Banca Națională. Întrebarea este, Banca Națională ar fi comandat dacă nu ar fi insistat Leancă sau nu? Eu nu știu. Să admitem că n-ar fi comandat, dar a comandat. Da, eu mă întreb, noi putem avea încredere într-un raport care s-a bazat 100% în exclusivitate pe documentele oferite de către Banca Națională, care, eu nu știu, a avut interes... că noi să aflăm tot adevărul sau n-a avut. Nu știu, domnule Barbaroșe. Dumneavoastră știți, domnule Barbaroșe? Este, de fapt, imposibil. Există un conflict de interes aici sau nu? După mine, e logic că informația oferită de către BNM a servit drept sursă importantă pentru procesul de, nu știu, identificare a surselor, a cheilor și a schemelor și așa mai departe. Este imposibil ca
cruel să nu, să nu se fie adresat la ei, pentru că în principiu ei sunt regulatori, așa cum ați menționat anterior. De aceea eu văd faptul că Benjamin este menționat, el este menționat deseori în, în, în raport. El nu este acuzat. În preambul este scris. Da, el nu este acuzat de nimic și domnul Barbaroș a explicat foarte corect după mine că Crowell nici nu putea să facă lucrul ăsta. Desigur că există suspiciunea că Benjamin s-a pregătit înainte de examen, da? Ca să susțină cu brio examenul. Înainte de examen, Benjamin, timp de două mă refer luni, la Crowell. Da, timp de două luni a stat la cele trei bănci. BM, Banca Socială și Unibank. Cum s-a pregătit? Aici urmează să vedem ce spune CNAU și alte instituții. CNAU și alte instituții care sunt capturate, cum ați spus. Care sunt capturate, desigur, dar în cazul ăsta putem miza doar pe presiunea din exterior și cea din interior. Aveți altă soluție? Nu, nu știu care e soluția. Există 7 aprilie. Păi eu spun, doar din interior ar fi un... Eu nu cred că aceasta este nu e soluție. Și nu a fost apropo soluție propusă de către tineri. A fost iarăși un scenariu și mai departe. Noi putem merge pe varianta ucrainenilor, care au invitat foarte frumos persoane de la FBI, de la Federal Bureau for Investigation, ca să se ocupe de cazurile de corupție mari. De ce în Republica Moldova nimeni nu a menționat despre lucrul ăsta, nu înțeleg. Nici măcar forțe politice de alternativă. Pentru că aceasta nu pot face oamenii care ies în piață. Aceasta deci, liberal, mă refer la forțe politice. Da, liberalii au cerut invitarea unui procuror străin. Eu cred că în această mare șarlatanie sunt niște lucruri care ne scapă. Mie, de exemplu, îmi scapă că nu sunt specialist în domeniu. Dar intervenția telefonică astăzi a domnului George Mocanu, deputat a Partidului Liberal Democrat, o intervenție foarte bună și m-a pus pe gânduri. El spune, de fapt, astăzi s-a deschis licitația pentru niște bani care în viitor urmează să-i plătească statul Republica Moldova, dacă va fi de acord. Firma Crowell sau nu cine a spus, noi am putea recupera acești bani, 20% din banii recuperați. Și atunci la mine apare ipoteza. Poate în joc este vorba de aceste 200 de milioane. Dintr-un miliard, da, 20% e 200 de milioane. Poate asta e miza. Banii ăștia sunt, Crowell îi aduce înapoi și ăla 200 de milioane și a plecat mai departe. Crowell nu poate aduce nimic înapoi. Asta e nu, el îi spun că asta este partea onestă a chestiunii, că compania Crowell sau cineva spune că 20% din banii dacă sunt întorși înapoi. Adică asta mi se pare partea onestă. Și adică întrebarea dacă statul Republica Moldova va fi gata să plătească acești bani pentru a-și recupera acest miliard înapoi. De fapt, el spune că astăzi s-au dat start unei licitații deschise pentru recuperarea banilor. Întrebarea, poate acești bani pot fi ușor recuperați și cineva obține 200 de milioane. Bine, vom afla. Eu asta vreau să spun. Toată schema a fost inventată pentru că acolo sunt 200 de milioane? Nu pot spune asta, dar nu știu. Bine, vom afla noi odată și odată cine a furat miliardul. E o întrebare, cum spuneți și dumneavoastră. E o întrebare. Eu observ Europa neputincioasă. Și stă acum și se gândește ce să facă. Să se implice, fiindcă vin alegerile locale. Dacă aceasta se dezvăluie într-un timp destul de rapid, păi partidele de guvernare au pierdut la zero alegerile locale și atunci vine o altă problemă. Fiindcă se consolidează pentru viitoarele alegeri parlamentare sau poate anticipate. Și atunci cu 85% de săraci care dumneavoastră i-ați identificat în sondaj, ei singuri s-au auto-identificat. Da, dar i-ați fixat. I-ați numărat. Păi europenii zice, stați, dar ăștia 85% cum au să procedeze și cum au să voteze? Noi pentru ce am investit atâția bani? Că știți cum e, că... Același Bob deja a fixat? Atât, cum vor vota? Știți, atât de mult hrănim lupul, de-l tot înspre pădure se uită, da? Atâți bani au investit europenii și într-adevăr și cetățenii tot și că dar tot ceva nu merge. Tot sondajele arată că încă nu-i irreversibil, cu toate că unii așa și își imaginează că gata, cursul european, nici pe departe nu este așa. Prin urmare, europenii sunt acum într-o stare că dacă noi apăsăm butonul să găsim, că ei foarte rapid poate să ne spună dacă au ieșit banii și unde, ei când vor, dar eu cred că ei cunosc în detalii, numai nu vor să se implice, fiindcă vai de capul guvernării actuale.
vai de capul lor. Fiindcă fără acest sprijin și fără a da un acord oarecare, asta ar fi fost imposibil. Prin urmare, cineva trebuie să răspundă la concret, dar asta nu este prea avantajos acum, înainte de alegeri, fiindcă toate aceste partide și-au înaintat candidaturile în raioane, în municipiul Chișinău și așa mai departe. Prin urmare, o să meargă așa, plutind pe albie, până ori trece alegerile locale, ca să nu fie prea mare gâlceavă. Care vor deveni un șoc mare pentru unii, domnule Mitrăgan. După tot ce s-a întâmplat, alegerile locale vor deveni un mare șoc. Și pentru unii mare bucurie. Din păcate. De ce aș zic că este miza? Aici se întinde un pic. S-au relaxat. Asta s-au relaxat. Mai trece o săptămână, două, trei, se începe febra alegerilor și ancheta o să meargă. În afară de raportul Kroll vor fi numite expertize, dar ele durează. Colegul Dron cunoaște ce înseamnă o expertiză, dar trebuie efectuată de organele noastre expertiză, nu de Kroll, fiindcă nu are abilitatea sau competența o instituție străină să facă la noi expertize, inclusiv contabile, financiare și așa mai departe. Durează și va merge ancheta, conform procedurii. Doar câteva remarci. În primul rând, mie mi se pare că deja trebuie să depășim momentul când dăm vina sau generalizăm europenii. Există Uniunea Europeană care... De fapt, ei sunt șocați de ceea ce se întâmplă în Republica Moldova și asta vă spun, sunt șocați și ei fac presiuni. Nu, ei fac presiuni, doar că le fac presiuni prin alte modalități. Eu nu prea înțeleg. Și asta nu e Rusia, înțelegi? Și Rusia bagă armata în Donbass și în Crimea, pentru că asta e Rusia, asta nu e Uniunea Europeană, are alte valori. Corect. Uniunea Europeană nu poate România, în România, Uniunea Europeană face presiuni și sunt rezultate. Există alte tipuri de presiuni și alte vizii. Vreau să termin ideea. Uniunea Europeană face presiuni. Dacă e să urmăriți interviurile domnului Tapiola, eu le-am urmărit pe cele înainte de alegeri și pe cele după alegeri, care sunt foarte critice, foarte dure. Desigur. Unde se cer rezultate, unde se spune foarte clar, din moment ce nu veți face curat în sistemul bancar, nu veți obține asistență macrofinanciară. Dacă nu veți face asta, ei spun ceea ce este în Republica Moldova și opresc finanțare, opresc tranșe. Și eu fac lucrul ăsta, de fapt, în practic, fără a face doar declarații. Parțial. Parțial au oprit. 15 milioane pentru drumuri, au spus cum au oprit. Parțial. Într-un domeniu parțial și nu mai mult. Pentru justiția au oprit. 2 milioane nu le-am pierdut. Ei nici nu au fost oprite. Alte 15 vor fi condiționate. Condiționalitățile respective există. Uniunea Europeană face ceea ce poate să facă, dar Republica Moldova, până la urmă, avem oameni, cetățeni. Oameni care trebuie să se transforme în cetățeni, cum a spus domnul Boțan. Dar Uniunea Europeană nici nu poate în locul nostru să facă reforme. Corect. De ce trebuie să așteptăm să vină europeni și în locul nostru să facă ceea ce trebuie asta să facă noi? Asta e marea problemă, că noi așteptăm să vină cineva să ne facă curat în casă. Unii așteaptă să vină, unii așteaptă să vină europeni. Natalia, nu vor să o facă. Ia ca care e problema? Nu vor să o facă. Atunci care este soluția? Cum să-i facem ca ei să dorească să o facă? Asta e o problemă, nu discuții de o oră. 3 mai este un prim pas. 3 mai este un prim pas. Un prim pas. 16 mai, următorul pas, alegeri locale. Deci, 40 de ani din Biblie nu e o contramandat nimeni. Ei rămân. Noi avem deja 24. Dar deci mai avem 16 ani, domnule Barbaroșa. Păi, iată, deci, haideți să vă dau un exemplu. Deci, mă duc în Italia. Ai noștri care lucrează acolo, trăiesc acolo. Nu încalcă legea. Vine aici, cu mașina, cu automobilul. Cu mașină, deschide geamul la mașină, arunc peste geam, treci peste două linii de interdicție asta și depășește încalcă regula. De ce? De ce, bă, că au venit aici în Moldova, el își permite, dar acolo nu? Pentru că regula nu există. Deci, că așa e, butonul se oprește, aici se poate. Eu zic de 40 de ani. Asta este... Nu... Dar dacă... Polițistul nostru l-ar pedepsi în tocmai ca și în Italia, s-ar comporta ca și în Italia. De ce polițistul nostru nu pedepsește? Asta e problema. Avem deja camere ca și în Italia. Asta e problema. De ce polițistul nostru nu aplică măsurile față de ăștia care încalcă regulile? Sunt și o să-i treacă pofta. Eu vă asigur.
Eu am... Dumneavoastră ați spus lucrul ăsta, de ce? Ați spus de ce? Da, am spus-o, pentru așa eu cred. Atunci când un polițist a încercat să oprească un judecător beat la volan, a fost telefonat și s-a ordonat. Lasă-l. Sau a pățit-o, a fost eliberat din sistem. Bun, a fost cazuri. Deci dacă judecătorul de astăzi ar încerca să-l pună... Dar au fost cazuri când în arest soția viceministrului de interne a fost amendată. Și procurori. Și-a plătit amienda. Și de la SIS. Liniștit. Da. Și toți deci, au... Și toți au... Da. Aha, deci lucrurile se pornesc. Se pornesc. Domnul Dronar, mulțumim cu dumneavoastră. 40 de ani. Scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi. Noi am revenit în studio, domnul Dron, în timpul pauzei vorbeam despre problemele democrației. Da, în linii generale, nu știu, nu vreau să discut despre democrație, că nu sunt gata de a discuta pe acest subiect. De fapt, vorbeam despre 40 de ani, dacă avem șansa de a ajunge și noi acolo unde pretindem să ajungem. Da, trăim aceste momente acum cu ieșirile în piață, s-au trezit cineva astăzi, spunea că, uite, s-a început mișcarea, s-a început trezirea. Eu sunt un pic mai sceptic, este lăudabil faptul că au ieșit oamenii în piață, dar, în zadar mergem piața acolo cu toți împreună, dacă dimineața ieșim din scară, arunci punga cu gunoi sub scară. În zadar mergem piață dacă până ajunge la lucru faci câteva viraje cu mașina și treci ca schija printre pietoni. În zadar mergi în piață dacă venind la birou aștepți că cel care îți va deschide ușa să va aduce și plicul cu bani pentru a-i pune o semnătură. În zadar mergi în piață dacă întorcându-mi înapoi acasă nu contează cine este alături de pe scară cu tine o bătrânică care poate trebuie să o ajut să urci scara. În zadar mergem acolo în piață. Trebuie să începem de la noi, de la fiecare, nu de acolo, de în piață. În piață trebuie să ajungem atunci când ne vom comporta într-un mod civilizat. Nu de acolo să începe. De jos încetişor să începe. Și eu nu văd nicio șansă de schimbare, fiindcă cei care pleacă acolo în piață, seara se uită, nu m-a văzut cineva că am fost în piață. Noi suntem eroi când suntem toți acolo împreună, iar când ne retragem de acolo, ne comportăm ca niște lași. Fiecare ne uităm dacă nu ne urmărește și așteptăm, poate ar mai veni cineva 3-4 să ne unim. Noi putem să reușim când fiecare în parte vom avea curajul care îl aveam acolo în piață. Este marea problemă. Curajoși în piață și ticăloși după ce venim acasă. Iată când vom rupe această discrepanță și vom fi eroi acasă și mai puțin gălăgioși în piață, atunci șansele noastre vor crește. Mulți sunt eroi acasă cu nevestele, dacă în piață nu mai să vorbim la modul serios. Să vorbim la modul serios. Involuntar aduc și exemplu colectarea de semnături. Termenul este foarte scurt și eu credeam că numărul este mare, dar termenul este scurt, dar m-am ciocnit. Acum colectați semnăturile? Da, colectez semnăturile pentru a candida la funcția pentru a mă înscrie în cursa de alegerea primarului și mă ciocnesc, nu e problema. Filtrul e de 10.000 de semnături. 10.000 de semnături, este un alt subiect. Deci oamenii care n-au în spate partide, bani și televiziuni, trebuie să colecteze 10.000 de semnături. Și te ciocnești? Dar dacă au bani, atunci cum? Dacă au bani, probabil poți cumpăra un partid. E ușor de organizat sute de oameni care în câteva zile eu am antrenat în jur sub 80 de oameni. Am antrenat prin 7 persoane. Sunt antrenați, dar ne ciocnim și mă sună colectorii, îmi spun: domnule Dron, semnează toți, de atât din 33 care sunt pe listă, dar jumătate nu vrea să dea numărul de buletin. De ce zici? E, pe urmă mă vor identifica. Și aici venim la acel cod genetic de frică care trăiește în noi. Eroi acolo și lași acasă. Iată, aici noi trebuie să îmblăm. De ce? De ce noi nu suntem consecvenți? De ce noi nu suntem ceceni? Dar știți de ce? Pentru că nu prea avem modele. Pentru că, de exemplu, un alt subiect foarte important. Nu prea avem modele, pentru că, de exemplu, despre ce vorbea domnul Barbaroșa, în actual guvern, în tot timpul acesta cât s-au făcut lucruri, să admitem că au fost făcute comise lucruri ilegale în sistemul bancar, la care cumva au participat instituțiile statului. De ce? Niciodată. Nimeni. Eu nu mă duc aminte să avem vreo demisie de onoare. Nimeni n-a ieșit și n-a spus: eu nu mai pot mai departe să merg cu sistemul acesta oligarhizat, statul este capturat, nu mai vreau să particip, să dau numele meu, reputația mea, să ajut. Natalia, nimeni.
Natalia, dar avem exemplu Maia Sandu, care a spus că doar de dragul reformelor rămâne în guvernul ăsta, pe care ea totodată îl detestă. Adică și este singurul ministru care a declarat-o deschis. Acest stat este capturat. Da, a avut curajul să spună. Dacă ne amintim de liberali reformatori care nu au votat hotărârea cu Banca de Economie și Aeroport. Amintiți-vă, și-au acționat în Curtea Constituțională. Amintiți-vă, Curtea Constituțională s-a dat cu spatele la perete. Și până la urmă a acceptat. Concesionarea aeroportului până la urmă a fost acceptat. De Curtea Constituțională. Curtea Constituțională ulterior da, a spus da. De nu că a spus da, a spus că nu e de competență aici. Și ca să închei gândul, când vă reușe. Eu cred că vom reuși atunci când cei care suntem pe ecran și în carte vom fi și cei reali în viață, fiindcă deseori vorbim foarte frumos în platourile de televiziune și suntem alți oameni în realitate. Asta e mare discrepanță, că românul, moldovanul descris în carte nu e cel care este în realitate. Suntem de fapt o țară a paradoxurilor și noi nu putem înțelege de ce se întâmplă acest lucru. Spuneți, eu nu știu dacă cineva are mai multe cânci decât noi, în care îl bocește pe mama și pe tata și avem aziluri cu bătrâni și copii cu jeepuri la scară. Avem atâtea cânci despre copii și totodată ne părăsim copiii cum nu vă răsați. Sigur că este chestia de că nu prea multe popoare, ci că au mioriță, știi? Eu știu că da, fatalismul ăsta cred că nu există la ciceni, la caucazieni sau la germani. Da. Dar și pornirea eu o găsesc de unde avem nevoie de democrație, dar democrație în primul rând înseamnă disciplină. Și aici am închei. Nu există după mine popoare disciplinate, există popoare sancționate. Dacă nu era Bismarck, nu știu unde era astăzi Germania. Dar aici revenim iarăși la acela criză de modele, criză de modele morale, criză de modele ca autorități în instituțiile statului, lipsă de lider, dacă vreți. Ceea ce se întâmplă în piață este foarte bine, dar marea problemă că nu există lider care ar putea să încalece, să-mi fie iertat acest cuvânt, acest val și să canalizeze această energie spre niște proiecte majore. Uite, nu avem. Păi da. Domnule Dron, dar sau poate sunt și nu vor să iasă în față. În 2009 am avut tineri foarte curajoși, în 2000 i-am avut, și după aia au fost urmăriți de către poliție și așa mai departe. Liderismul moare repede când statul de fapt te hărțuiește și te vânează. Respectiv, acum urmează deja ca leadership-ul să fie demonstrat de către cei puțin mai în vârstă, într-un fel. Pentru că tinerii deja și-au asumat riscul și au fost pentru asta penalizați, pedepsiți, sancționați, alții inclusiv au plecat din țară pentru a nu avea niciun fel de legătură cu trecutul prin comisariatele de poliție unde erau torturați și inclusiv persoane violate. Adică, până la urmă, eu cred că procesul de europenizare, care nu toți îl acceptă, eu cred că el este un proces benefic pentru Republica Moldova și care poate să schimbe situația. Desigur că aici trebuie să existe presiune din interior, nu doar din exterior. Adică eu, ca și cetățean, conștientizez că trebuie să-mi asum responsabilitatea de cetățean activ, nu cetățean pe doar în piață, da, de conjunctură. Așa spus, eu îi numesc patrioți de paradă. Nu acolo toți, posibil unii ies des, dar mă refer la foarte mulți care au venit pentru că, nu știu, nu vreau să-i critic, pentru că la urmă îi admir pentru că au ieșit. Că nu există niciun lider care ar putea încălca acest val. Nu, eu nu spun că nu ar putea. Sunt care nu doresc, probabil. Există. Sunt care mulțimea nu-i dorește. Există, cel puțin unul. Astăzi Renata Usate a prins lucrurile și a revenit în țară. Eu vorbesc de autorități. Iarăși a revenit cu o lozinci anticorupție. Toți la dubă. Și va câștiga. Eu vreau să vorbesc de ce este vorba de lideri autentici, de lideri valabili. Și aici e o problemă noastră, dacă vreți, și a neamului nostru. Eu am fost în Estonia în 1999 și la prânz cu președintele Curții de Apel în discuții și îi spun, zic, uite, mi-e jenă și mi-e rușine că nu am citit nicio carte scrisă de un scriitor estonian. El îmi spune, zice, că ai noștri nu scriau și nu scriu în limba rusă. Estonia este acolo unde este. Noi câte ode i-am scris lui Lenin și în ce limbă și cum numai n-am scris-o. Și noi vrem și pe ei cocoțăm și îi facem lideri. Iată, estonienii așa gândesc.
Așa gândesc, ai noștri nu scriau în altă limbă decât limba maternă. Domnul Tron, deci nu-i... Poate este exagerat, dar... Eu cred că ține de limbă, da, ai noștri au scris și în limba maternă, în limba română, dar nu prea ne-a ajutat acest lucru, domnule Dron. Am scris mult. Dar am început despre lideri. Nu am început despre lideri. Și liderii care au avut Letonia, Estonia și au scăpat, s-au smuls din chingele acelui sistem și sunt acolo unde sunt, noi din potrivă n-am avut acești lideri care au putut... Dar este sacrificat, e murit inclusiv. Sistemul de alternativă spre care noi ne mișcăm, de fapt, se demonstrează să fie la fel. Este același sistem, doar lozincele se schimbă. Fațada își schimbă culoarea, sistemul rămâne absolut la fel. Sistem clonă, de fapt, creează un sistem. Dar uitați-vă la dezbaterile care sunt. Eu, dacă am altă opinie, eu sunt dușman. Noi nu acceptăm, de fapt, cu ușurință, că el are opinia lui, trebuie să o respectăm. Noi ne catalogăm. Aha, tu ai altă opinie, tu ești al pacătniuc. Aha, tu ai altă opinie, ești al ufilat. Aha, tu ești plătit de ceala. Nu suntem toleranți noi unul cu altul, chiar și cei care venim în studiouri. E o problemă. Cine poate de la toleranță unul de altul, să ne respectăm. Eu vă tolerez, domnul Dron. Eu tolerez pe toți care vorbesc în studiouri. Cine sunt la noi acum lideri? Oamenii de afaceri. Da? Oligarhie. Ințe, da? Cam bizar. Da? Noi, societatea, s-ar părea că vrem niște piloni spirituali, ca un Gavel, care, într-adevăr, are... poate deschis să spună, iată eu în viață ce am făcut, una, două, trei, și este ca un exemplu pentru societate. De aceea, poate conștientizând că nu are atâta spiritualitate, nici nu s-a vântă, fiindcă deodată cum nu mai s-a ridicat, deodată de unde, ce a făcut, cu ce s-a ocupat, da? Nu fiecare o să riște ca să fie un lider. Doi, eu cred că niciodată în istoria Republicii Moldova conducerea n-a fost atât de contestată din partea cetățenilor. Noi avem o conducere care nu are încredere. Da? Întrebați și sondajele, zice, în liderii politici care sunt azi la guvernare, cât încredere este? Și cu părere de rău, un stat nu poate evalua dacă nu se unește în jurul la liderii săi, dacă nu au concepții, dacă nu au o idee Național. De modernizare. Bun, ideea națională e ceva mai discutabilă, dar măcar una, două, trei, noi niciun model de dezvoltare în 25 de ani n-am putut. Și când zicem un lider, de unde să apară liderul ăsta? Da? Iarăși din lumea de afaceri, care acolo e semicriminală la noi activitatea economică. Cine a făcut mari bani și acum dă în chirie, nu știu ce. Cei care au fost alături de privatizări, toți acum stau cu oficii și imobile. Dar de ce neapărat din lumea de afaceri? Fiindcă ceilalți, dați să numărăm liderii care sunt sau au fost, care n-au fost din afaceri. Care? 1, 2, 3. Pentru numi? Că sistemul nostru este construit în așa fel încât dacă n-ai bani, nu prea ai cum să participi în campanie, să pentru că fără publicitate, fără print, fără medie, Natalia, nu prea ai și societatea șanse. Nu conștientizează că anume pe astfel de persoane trebuie susținute și să nu se îndoaie față de cele 200 de lei care vin la alegeri și se prostește această lume și apoi acum ieșim în stradă. Cine au votat pe ăștia la 30 noiembrie? Nu toți ăștia care sunt în stradă? Au venit străinii și au votat. Dacă noi nu conștientizăm că votul nostru, fiindcă vin alegerile locale, votul nostru cetățeanului contează pentru formarea puterii, noi așa asamblăm, nu 40, dar 400 de ani încă o să îmblăm. Dacă cetățeanul nu-și ia în mână soarta, o să ne amăgească de fiecare dată. Nu, domnule, dar peste 400 de ani o să reușim. Sper. Eu să obțin 400 de ani. Cum spunea Caragiale, dacă prin cam undeva așa spunea, dacă pe partea asta mai puțin se gândește și mai puțin se face, măcar să ne bucurăm că mulți vorbești. Asta, deocamdată aici reușim. Dar la mod serios, totuși. Cum putem reuși, domnule Barbaroșa? Eu chiar cred în 40 de ani, pentru că dacă o să vă uitați și o să comparați ce aveam noi acum 20 de ani și ce avem acum, totuși este o mare diferență. Doi, chestia cu liderii. De ce ei vin din lumea de afaceri? Pentru că în lumea de afaceri se manifestă personalități cu caracteristici clare de liderism. Acolo este junglă, în fond. Dacă acolo nu ai calități de lider, acolo nu prea reziști. Doi,
Nu vin în lumea... Domnul Brocescu, să vă rog, dar ca să ajungi acum în jungla aceasta, e ușor să fii așa un lider de opinie, fără bani, fără nimic? Să că liderii de opinie, Natalia, e că mie îmi spun că eu sunt lider de opinie, dar eu nu am capacități să organizez mii de oameni să vină la alegeri sau în piață. Eu nu am capacitățile astea. Și vă rog, nu mă criticați pe mine, dacă eu nu pot dansa balet. Eu nu pot dansa. Nu mă puneți pe scena mare, pe scena teatrului. De ce așa se întâmplă că la noi doar oamenii de afaceri au acea capacitate? Pentru că ei sunt lideri și aici sunt niște caracteristici psihologice, în primul rând. Psihologice. Este altceva de cine nu rămân în afaceri și se bagă în politică. E că asta e mare sau întrebare. Sau fiind în afaceri influențează politicienii. Pentru că ei fiind în afaceri, trebuie să-și protejeze afacerea. Domnul Plahotniuc v-a spus-o dumneavoastră, mi se pare, că da, într-un interviu mai de mult. A venit din afaceri în politic ca să-și protejeze afacerea. Numai de atâta. Pentru că dacă îi stă numai în afaceri, e atacat și este preluată afacerea dumnealui, cum a preluat și domnul Iasa de la alții. Măcar în aceasta a fost sincer. Da, el concret multe lucruri sincer într-un sens. Chiar în foarte multe lucruri, cred că e foarte sincer dumnealui. Și aici avem nevoie de timp și aici avem nevoie de Hegel. Calitatea va trece cândva în cantitate. Tineri educați care o să înveți și prin alte părți, care o să manifeste, să vor mai schimba nițelul și condițiile. Haideți totuși să ne uităm la niște schimbări. Dar am avut mulți tineri de genul ăsta și în actual guvern. Și în precedentul guvern. Și deci, coliți în străinătate. Deci, da. Cu calități. Da. Maia Sandu? Da. Da. Igor Corman. Da, puteam vreo 10... Sunt personalități deja cu școli trecute. De asta e deja, cum ar spune domnul Cenușii, generația bătrână, nu mai sunt tine. Da? Sunt deci, mai în vârstă. Eu mă uit la cei care au acum 25 până la 30 de ani maxim. Că eu chiar îmi pun mari sperare între ei. Și sunt foarte buni tineri printre dâns. Și o să ajung și o să meargă. Problema este sigur că dumneavoastră ați menționat că fără bani nu răzbați în politică. Exact. Dar tineri, cum ați reușit dumneavoastră scoateți mii de oameni pe 7 aprilie. Spuneți. Asta n-am fost eu, asta a fost stare de spirit. 6 aprilie. Spuneți cum ați reușit. Pentru că toată lumea fierbea atunci. Adică există ce se cheamă situație revoluționară în țară, Vladimir Ilici Lenin. A fost falsificate alegerile, domnul Barbaro. Asta a fost lozinca. Acesta n-a fost demonstrat. Păi da, dar... Domnul Medrigan, pe 6 aprilie lumea n-a ieșit pentru că a fost lozinca de alegerile. Asta a fost scânteia. Asta a fost scânteia. Care nu s-a confirmat până la urmă. Care a prins. Nu contează, scânteia a fost falsă. O scânteia e falsă. Da, a fost. Da, falsă. Ea a prins focul, nu? Da, dar falsă a fost. Dar dacă nu era pai uscate și dacă nu era spiritul, ce s-a prindea? Și benzină. Dar principalul că o ars sau cum? O ars? Da? Chiar și dacă era o scânteie falsă. Chiar taci de la una falsă s-a prins. Bun, atunci... Pentru că exista potențial protestatar mare în țară. Da, dar democrația de alegere cum rămâne? Găsudarstva e revoluția Vladimir Ilici Lenin. Da, dar nimeni dar voința poporului a fost respectată. Au avut loc alegeri repetate după două încercări eșuate de a alege președintele statului. Deci nimeni n-a schimbat parlamentul pe 7 sau 8 aprilie. Toate procedurile au fost respectate. De ce 7 aprilie n-a avut succes? Eu poate intervin și am trebuit Eu vă rog foarte mult. Și Dionis Cenuș a fost prezent. Haideți să facem o mare diferență între 6 aprilie, proteste pașnice, când au ieșit până la 10-15 pe mii de oameni, n-a fost aruncată nicio piatră în nicio clădire și 7 aprilie, când a avut loc un scenariu, când cineva a dorit să se folosească de tineretul care a ieșit în piață, cine? Și 3 mai luăm. Și 3 mai luăm. Da, deci... Tot un motiv de 3 mai, da? Recent. Da? Dați să facem o comparație. 1, 2, 3. 6 aprilie și 3 mai, da, 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 comparație. Da, doar că diferit categorii de cetățeni. Cu diferență mare. Pe 6 erau tineri, pe 3 mai mult. Și 3 mai erau tineri, da. Da, și atunci era vorba de un dezacord cu guvernarea comunistă per se. Acum este vorba de un dezacord față de crimele pe care le face guvernarea pro-europeană. Oligarhie. Domnul Cenușă, crimele pe care le-a făcut guvernarea comunistă. Haideți la fel, da, dar atunci exista mai mult un aspect politic decât unul social, socioeconomic. Sunteți de acord cu foarte mulți care au ieșit pe 3 mai, au salarii foarte mici. După 2005, nivelul de sărăcie în țară a început să crească. De acord. După 2005. Aveți dreptate. Dacă în perioada 2002-2005 nivelul de sărăcie a scăzut puternic,
Uitați-vă la barometru. De acord, dar noi pentru 2009 am ieșit pentru alte motive, nu pentru motive socioeconomice. Mai ideologice și ideologice. Deci tineretul care ținea cu Uniunea Europeană a ieșit împotriva guvernării comuniste. La ora actuală a ieșit... Dacă guvernarea comunistă în 2007 ne băga în Uniunea Europeană și semna acord de asociere în 2009... Bine, faptul că ne băga și declara nu înseamnă că o făcea. Și pe 3 mai a ieșit lumea. Nu zic că doar care ține cu Uniunea Europeană, au ieșit oameni diferiți, dar am văzut multe steaguri agenda socioeconomică, ale Uniunii Europene. Agenda socioeconomică. Oamenii ăștia au ieșit împotriva guvernării pro-europene. De ce nu a reușit 7 aprilie? De ce trăiesc 6 aprilie, eu vorbesc de 7 aprilie. De ce? De ce au sentimentul de frustrare? Mi-e place foarte mult 7 aprilie, de asemenea. Mi-e place foarte mult 7 aprilie. Mie nu prea îmi place ce s-a întâmplat pe 7 aprilie. Asta e altceva. Cine a folosit? Este altceva. Nu a existat imită aprilie, sentimentele de frustrare pe care îi trăiesc tinerii și ați spus dumneavoastră șansa care o dăm și credem în această generație și eu cred și avem un subiect care eu îl propun pentru dezbateri, ruptura dintre generații și iată această prăpastie existentă poate pe undeva nu ne dă voie să mergem înainte. Pe de o parte este tânăra generație, pe de o parte este generația care cu unii consideră că vine din sistemul vechi, dar mie mi se pare că odată cu ruperea acelui sistem au fost și aruncați cu oamenii o greșeală enormă și poate de aici această ruptură. Cum a fost aruncați pe Șimonii Șamus la conducere? Nu. În alt sens trebuie de vorbit această continuitate, această transmitere, dacă vreți, de experiență și, și de punerea în valoare a tinerii generații cu ajutorul generației mai vârstnice. Iată, acest leant nu există și mie mi se pare că această prăpastie, cât nu vom reface, nu vom reuși. Estonienii pe care i-ați vizitat și ați avut experiența lor au reușit pentru că primul guvern estonian avea vârsta medie de 28 de ani. Eu de atâta. Fost... Nu de atâta. Nu, numai. Nu. Oameni vizionari. Nu numai. Tine care poți să se ce susținere au avut din partea. Integritatea oamenilor. Exact. Integritatea în primul și în primul rând și faptul că aveau viziune. Dar viziunea a venit că aveau 28 de ani. Da, poate. Dar cine integritatea nu sunt de vârstă. Astăzi tot 28 de ani. Nu s-au temut. Mulți 28 de ani guvernați. Dar elită, guvernare care vine angajați în partide. Dacă să vorbim despre vârsta medie, a fost totuși mai tânără nițel decât cea comunistă. Da. Mai tânără, mai tânără. Domn Filat, domn Plahotniuc, domn Chetoac. Toți tineri. Dar ce facem cu integritatea și cu viziunea? Deci asta nu depinde de vârstă. Deci elita politică nu a fost la înălțimea protestului din 7 aprilie. Noi nu-i putem depista. Dar apropo, noi atunci pentru ei deloc nu am protestat. Noi atunci am protestat pentru ideea europeană și pentru guvernări care nu... Și rezultatele au venit la putere. Prin rezultate i-au folosit. Dar care paralel ați vrut să faceți cu protestul din 3 mai? Nu. Vreau să zic că vorbim de o revoltă, da? 6 aprilie, o revoltă, că s-au săturat, mai nu știu cât înțelegeau copiii care erau și 6 și 7, cât de mult s-au săturat ei de regimul comunist. Acei de 15-16 ani, ce știau ei de 8 de regimul, da. Eu cunosc pe unii care au fost, dar, au avut perchiziții la domiciliu, Natalia, pentru că și-au permis să scrie pe site-uri comentarii de genul Natalia, jos comuniști sau eu mă noi aceasta nu din cărți, noi am fost martori oculari, știți? Eu când scriu ceva, zic, stai, domnule, eu eram în momentul ăla pe stradă, tu ce scrii? Sunt ăștia care fac cu niște culori. Eu eram membru Comisiei Electorale Centrale. Adică eram unul din cei care noi am organizat alegerile cu observatorii străini și așa mai departe. În timp de 5 zile, Comisia numai are câteva rezultate preliminare. Deci pe 7 aprilie, nici de cum nu puteau să fie rezultatele și nimeni nu putea să le spune, nici noi, Comisia, nu le-am declarat. Deci încă nu avem niciun rezultat ca atare. Da, voința exit poporului, poll. Da? Exista exit poll. Era exit poll și da, de asta a început. Vreau să vă explic legea ce înseamnă exit poll sau ce la urma da, urmei. Da, știm, dar... Da. Deci, ascultați până la urmă. Deja s-a lansat că au fost falsificate și noi ne-am săturat. Păi, pe de-o parte, vrem democrație, chipurile, da? Voința poporului manifestată prin vot, da? Așa zicem. Pe de altă parte, nu ne place și nici de cum. Uitați-vă la 30 noiembrie fix, unii spuneau, noi nu o să permitem ca cineva să ne fure victoria. Țineți minte ce ne spunea? Asta ce înseamnă?
Dar cine spune asta? Eu am uitat acum. A? Ați uitat? Da, vă rog, vă rog. O să vedeți. Dar care e problema să spuneți acum? Deci, dacă vrem democrație, da, să o respectăm. Voința poporului se manifestă prin vot. Dacă așa au votat, pe ce să le facem? Respectăm că e tânăr, că e bătrân, e cetățean. Și a doua, Natalia. Respectați, domnule Mitrican. Asta și o chestie, că s-a respectat. Și a doua. În 2009 s-a respectat. Și a doua. În liberalism, dar trăim în liberalism, este competiția. Eu ce, trebuie să cedesc că el are 28 de ani sau are 30 și el e mai tânăr? Sigur. Hai ieșim în competiții. Când el o să fie mai școlărit ca mine, cunoștință și experiență mai multă și o să câștige, atunci el o să ocupe locul meu. Altfel, eu nu îl cedez. Să nu se fie iluzia asta ea, așa ea, iată vin tine, eu cunosc tineri, eu sunt la universitate, la masterat, idei n-au cum funcționează societatea. Aici vă dau dreptate. Aici trebuie să vă dau dreptate. Ce vreți? Vreau un job cu un salariu decent, dar tu ce poți, bă? Ce știi tu? Vreau ca Elon Shore să am aviu un privat. Toți vor deodată. Nu băie, un minut. Un minut. Când au să demonstreze că sunt mai buni ca și noi, cu viziuni, cu acțiuni, cu abilități, atunci poftim până atunci. Punct, domnule Mitrican, din păcate nu avem timp. Aici o întrebare pentru domnul Mitrican. Nu avem timp. Domnul Mitrican, 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 i-ați tăiat la examen de masterat. La noi nu. Gata. La noi nu zici. La masterat, la noi toți aici citesc. Aici punem punct. Cel puțin. Cel puțin câte 10 secunde. De la Crol până la salvarea națiunii am făcut un drum mare. De ce? Ultima întrebare. Ce ne va salva? Numai noi nu putem spune, nu putem aștepta să vină Uniunea Europeană să facă ordine aici, dar ei ne pot ajuta dacă noi lucrăm. Dar dacă noi nu lucrăm, totul este inutil. Domnule Dron? Nimeni în afară de noi nu poate face regulă în această țară. Basta, trebuie să oprim mișcările în stânga și în dreapta și ne apucăm de lucru. Domnule Mitrican? Evident că depinde de noi, numai că lumea un pic s-a stricat. A plecat care încotro și sentimentul de a aștepta că poate cineva să vină. Este o pistă falsă. Domnul Cenușă? Ne transformăm în modele de, bune de urmat și urmăm visul european, care înseamnă stat democratic și modernizat. Și să mai muncim. Cel puțin 14 ani, pentru că 24 am făcut, încă 16. Bine, eu mulțumesc foarte mult, mai revenim la aceste discuții, dar eu vă aștept mâine la Interpol cu invitatul meu, Renata Usată. Noapte bună!